Fără icoană nu este semnul credinței. De aceea nu poate exista casă de creștin fără icoană. El trebuie să privească la Cel ce a venit să ne mântuiască, la Mântuitorul Hristos, la Maica Domnului care l-a întrupat pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, la Sfântul căruia îi poartă numele și în general la Sfinți care sunt mijlocitorii noștri.